Ziua Unirii Principatelor Române are o semnificație deosebită și pentru românii din Republica Moldova, fiind sărbătorită în fiecare an. Astăzi, la sediul Episcopiei Bastarabiei de Sud din Cahul, a fost oficiată o slujbă de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru momentul istoric din urmă cu 163 de ani. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi o slujbă de mulțumire în paraclisul Învierea Domnului din cadrul sediului Episcopiei Basarabiei de Sud. Preasfinția sa a vorbit cu această ocazie despre importanța darului unității. Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră, dar și a poporului român de-a lungul secolelor. Și unul dintre marele daruri este darul unității, pentru care noi ne rugăm la fiecare slujbă, dar care a și fost foarte mult răvnit de-a lungul secolelor de strămoșii noștri. Și în acest context ne aducem aminte de Mihai Viteazul, ne aducem aminte de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care pe aceste meleaguri s-a luptat pentru ca să păstreze integritatea și unitatea țării și în același timp să păstreze credința, iar pe strămoșii noștri se țină aproape unii de alții pentru ca niciun dușman să nu poată pătrunde în țara noastră. La slujba a participat și consulul general al României la Cahul, Anca Corfu. În casa fiecărui român, chiar dacă traversăm vremurile acestei pandemii, cred că pe buzele tuturor sunt versurile din Hora Unirii, versuri care ne încântă, ne dau putere și bucurie. Orașul Cahul este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, la frontiera cu România.